Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Oggi è un giorno molto brutto. Astăzi este o zi foarte urâtă. Perché possiamo dire che con grandissime probabilità il nostro club andrà in Serie C. Potem afirma cu aproape cu certitudine că FC Giarlo a retrogradato. Ancora adesso dovremmo sperare che venga applicata la legge. Încă trebuie să sperăm că legea va fi aplicată. E che squadre che magari hanno dei problemi giustamente vengano condannate. Și că echipe care au avut probleme și care se află pe rolul comisiilor de disciplină vor fi condamnate, vor fi sancționate. E noi faremo di tutto in ogni caso per avere i requisiti finanziari per essere nella Lega 2 l'anno prossimo. Și în condițiile în care această șansă se va valorifica, vom face tot ce depinde de noi pentru a fi în Liga 2 anul viitor. Io personalmente chiedo scusa per il fatto che probabilmente non sono stato bravo a sufficienza per aiutare questo club fino ad ora. Personal îmi cer scuze pentru faptul de a nu fi putut aduce un aport suficient de consistent până la acest moment. Ed è molto difficile arrivare dopo un grandissimo presidente, proprietario del club. Și mi-este foarte dificil să ajung după un mare conducător, președinte de club. Che è stato Gheorghe Stefan. Care a fost domnul Gheorghe Stefan. Che è un uomo che ha creato tutto quello che vediamo qui, uno stadio meraviglioso, uno dei più belli della Romania, forse il più bello, dopo l'Arena Nazionale. Care este cel care a creat acest ambient, acest stadion care este probabil cel mai frumos din România. Che è stato un grande politico e un grande uomo per il club. Care a fost un mare politician și un mare om pentru club. Forse se avessi avuto la possibilità di lavorare insieme a lui le cose sarebbero state grandissime. Poate că dacă am fi avut posibilitatea să lucrăm împreună, lucrurile ar fi fost grandissime. Fino ad oggi l'aiuto da parte del sindaco attuale, il signor Chitic, è stato zero. Până în acest moment ajutorul din partea actualului primar a fost zero. Adesso noi abbiamo la necessità di sopravvivere e ci sono 8 candidati qui alle elezioni per diventare primario. Abbiamo nevoie să supraviețuim, trebuie să supraviețuim și pentru aceasta avem de asemenea nevoie de ajutorul fiecăruia dintre cei posibili 8 candidați. Io dico i loro nomi, si chiamano Livio Arbuz, Drago Schitic, Catalin Dragusciano, Laurenzio Dulama, Florin Roca, Ana Monda, Andrei Ignaz e Simio Nica. Mi auguro che qualcuno di loro capisca quanto è importante il club. Dopo enumerare, mi doresc ca măcar unii dintre ei să înțeleagă cât de importante este acest club. E quanto è importante per la città avere un club che sopravviva. Și cât de important este pentru oraș să ai un club care supraviețuiește. Hanno la posibilità di veramente implicarsi con gente onesta e seria. Au posibilitatea să se implice cu oameni onești și serioși. Abbiamo la posibilità di portare dei piani importanti, nuovi, in ogni caso anche per sopravvivere in qualsiasi lega per poi ritornare su. Avem planuri pentru supraviețuire și pentru a relua demersurile noastre de a reveni sus. Siamo in piano di riorganizzazione. Suntem approvato. Cu planul de reorganizare aprobat. Tutto è chiaro. Totul este clar. Tutto è semplice. Totul este simplu. Se questi 8 candidati veramente hanno a cuore la città. Dacă acești 8 candidați au cu adevărat în inimă orașul. Noi le aspettiamo a braccia aperte per cercare di costruire qualcosa con le persone importanti della città.
Îi așteptăm cu brațele deschise pentru a încerca să construim împreună ceva. Se vogliono essere dei grandi sindaci come lo è stato Gheorghe Stefan, noi siamo qui pronti ad accoglierli. Dacă vor fi la înălțimea care a fost domnul Ștefan, suntem aici pentru ei. E ringrazio in questo momento Refill, il signor Bodas e nostra Tila che ci hanno aiutato fino ad ora. Mulțumesc în acest moment societății Refill, domnilor Bodo și Strătila, care ne-au ajutat. Speriamo presto di accogliere altre società che capiscono quanto è importante aiutare questo club e salvare questo club. Sperăm de asemenea că în curând și alte societăți, alte firme se vor alătura în demersurile noastre de a salva acest club. Grazie. Vă mulțumesc.